Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Bacău au dispus trimiterea în judecată a omului de afaceri romașcani Mihai Haivas în stare de libertate sub acuzația săvârșirii infracțiune de participație improprie la infracțiunea de folosire cu rea credință de documente false, inexacte sau incomplete pentru obținerea de fonduri europene într-un contract cu primăria Bacău. Este vorba de participarea firmei Imrom, care aparține omului de afaceri romașcani, la proiectul european Reabilitare Infrastructură Urbană Zona Ion Luca Caragiale, intersecția strada Letea din municipiul Bacău. Conform rechizitorului, patronul firmei Imrom Roman, arhitectul Mihai Haivas, a determinat reprezentanții primăriei Bacău să folosească fără vinovăție documente nereale în vederea accesării acestor fonduri. Despre litigiul moștenit de la predecesorul său, primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, a declarat că a adus prejudicii enorme primăriei Bacău. Vă spun că în momentul de față am luat act de ceea ce a făcut Direcția Națională Anticorupție, deci componenta legală și faptul că a fost trimis în judecată, în contextul în care Direcția Națională Anticorupție prezintă asemenea aspect, înseamnă că litigiul pe care îl are primăria municipiului Bacău sau municipiul Bacău cu constructorul, mi se pare că trebuie judecat în acest termen. Primarul Cosmin Necula a declarat că și-a preluat atribuțiile de doar 2 săptămâni, dar crede că DNA a avut suficiente elemente de a trimite în judecată firma romașcană, care a adus municipiului Bacău prejudicii însemnate, atât direct cât și indirect. Eu, ceea ce pot să vă spun în momentul de față ca primar, care am 2 săptămâni de când sunt investit pe această funcție, este că sunt suspiciun și aici discut cu preponderență de pe rechizitorul pe care l-au făcut Direcția Națională Anticorupție. Discutăm până la urmă de o proastă gestionare a întregului proiect din perspectiva constructorului. Primăria este decisă să-și recupereze paguba în valoare de 2 milioane de euro cu titlu de lucrări de remediere și penalități de întârziere legate de execuția proiectului din cauza faptului că primăria a pierdut finanțarea europeană. De altfel, suma de peste 6 milioane 700 de mii lei din bugetul Uniunii Europene, sumă cu care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă în litigiu, a trebuit a fi achitată de primăria Bacău. La baza scandalului stă folosirea în timpul construcției unei conducte neconforme cu cea prevăzută în caietul de sarcini. Aici vom face absolut toate formulările legale necesare, deoarece municipiul Bacău nu trebuie să devină victima în acest proces. Să fie o victimă fără posibilitatea de a-și recupera daunele. Ați încercat... Atâta timp cât Direcția Națională Anticorupție prezintă că sunt o serie de fapte penale legate de acest proiect, cred că se ridică foarte multe semne de întrebare cu privire la execuției acestui proiect. Nu discut de faptul că acest proiect a fost întârziat, nu discut de faptul că avem corecții bugetare pe acest proiect și multe alte chestiuni. Bine, sunt o serie de pagube pe care municipiul Bacău l-a suferit datorită acestui proiect. Conform rechizitorului DNA, în decursul derulării contractului, firma Imrom a întocmit și folosit documente din care reieșea în mod nereal constituirea unei garanții de bună execuție, documente ce au fost depuse de către primăria Bacău la Agenția pentru Dezvoltarea Regională Nord-Est și au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor europene amintite. DNA a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor imobile ce aparțin firmei Imrom. Contactat telefonic, inginerul Mihai Haivas, patronul firmei romașcane, a declarat că lasă justiția să se pronunțe asupra litigiului în discuție.